Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint un clip cu multe, multe produse terminate. În primul rând, vreau să vă urez și eu un an nou fericit și la mulți ani, deoarece e primul clip în care vorbesc cu voi din anul 2017. Să nu mai lungim povestea, să-i dăm drumul direct în subiect. Primele produse sunt cele pentru păr și am destul de multe. În primul rând, am terminat acest șampon uscat de la Batiste. Știți că îmi place tare, tare mult. Mi se pare că acesta, ce l-am avut eu în varianta dark, este cel mai bun. Într-adevăr că atunci când te speli pe păr, lasă acea peliculă ca și cum te-ai vopsit, se decolorează cum ar veni părul, dar nu e așa. Efectiv, iese culoarea lui, dar îmi place foarte mult, își face bine treaba, nu încarcă părul și acum îl folosesc pe cel de la Batiste în varianta blush, dar acesta este preferatul meu. Apoi, acesta nu e terminat, l-am folosit până pe aici, este acest șampon de la Oriflame, de la Helix, Time Resist, mă rog, este pentru rezistența părului și împotriva îmbătrânirii lui. Are 200 de mililitri, nu mi-a plăcut absolut deloc, îmi făcea părul să se îngrașe destul de repede, după 2 sau 3 zile, ceea ce mie nu mi se întâmplă, îl și încurca, mi se pare, și nu, parcă nici măcar nu curăța bine părul, nu mi-a plăcut absolut deloc, nu m-am înțeles deloc bine cu el, așa că o să îl arunc, că nu am ce să-i fac. Un produs tot de la Oriflame este acest balsam de la Eleo, care mi-a plăcut tare, tare mult. Are consistența unei măști, descurcă bine părul, are și un miros foarte plăcut și mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că chiar hrănește. Apoi am terminat de la Joanna acest ulei de argan. Mi-a plăcut destul de mult, are consistența unei măști și acesta, dar îl aplicam pe păr. Apoi nu-l mai clăteam, doar îl ștergeam și îl uscam așa în prosop. Mi-a plăcut destul de mult, mi se pare că a ajutat părul și nu mai era nevoie să folosesc ser de păr cât timp am utilizat acest produs. Am mai terminat și o mască de la Avon, este aceasta de la Advanced Techniques cu 7 beneficii, este pentru repararea părului. Nu am probleme cu părul și nu am nevoie să îl repar, dar vârfurile uneori se mai despică, bineînțeles, așa că mă ajută să nu îmi tai din ele atât de des. Mi-a plăcut mult și mereu recumpăr aceste măști, mie îmi plac mult și mă țin ceva, având în vedere că am un păr lung, le iau și cu reducere, așa că mie îmi plac mult și eu vi le recomand. Cam toate variantele care le-am încercat eu și care le-ați văzut în produse terminate, ați văzut că de la Avon în general mi-au plăcut. O să arunc și această spumă de la Taft. A expirat, este aceasta strong. Știți că spumele de la Taft în general sunt destul de bune și rezistente, dar dacă a expirat, asta este. Și am mai terminat și acest ulei de cocos. Este acesta la 250 de mililitri. Eu l-am luat de la o farmacie naturistă numită Miracolul Plantelor. L-am terminat până la ultima picătură. L-am folosit pe păr, însă vreau să vă spun că în momentul în care îl foloseam pe păr, chiar dacă reveneam cu o spălare, mi se părea că îmi îngrașă destul de tare părul. Înseamnă că acesta pot să zic că este un lucru bun, că părul meu nu are nevoie de atât de multă hidratare precum o face acest ulei de cocos, dar este un produs foarte bun, l-am folosit atât pe față cât și pe corp. Nici pe față nu am nevoie că mi se pare că îngrașă tenul, dar pe corp pielea mea e destul de uscată și mi-a plăcut destul de mult și chiar o să îl recumpăr. Mă gândesc foarte serios să-l recumpăr, dar încă sunt pe gânduri deoarece eu mai mult pentru păr l-am luat. Dar vi-l recomand din tot sufletul, chiar eu îl folosesc și pentru rinita alergică, este foarte bun și are multiple, multiple beneficii. Am mai terminat și 3 creme de la Elmiplan, sunt acestea sensitive, chiar nu mai are rost să insist pe ele, știți că îmi plac mult, nu irită pielea și chiar nu are rost să mai vorbesc despre ele, să facem un clip lung degeaba. Adi a terminat acest deodorant de la Dove Men, este varianta spray, știți că îi place mult și are o piele destul de sensibilă, acesta îl protejează și nici nu-i cauzează anumite probleme. Are 0% alcool, dar mi se pare că totuși are aluminiu, dar se pare că momentan ne înțelegem bine cu el.
Am terminat și acest săpun pentru mâini de la Palmolive, este acesta Magic Soft, toată lumea laudă și spune că e foarte bun, într-adevăr are un miros plăcut, eu am avut varianta cu smeură, dar având în vedere că costă aproape 10 lei, nu mi se pare că face mare brânză, nici măcar că hidratează mâinile, mie nu mi s-a părut, chiar din contră, mi se părea că le usucă, era nevoie să revin cu o cremă de mâini, așa că eu nu o să-l mai recumpăr, nu mi-a plăcut deloc, dar știți cum e, niciodată nu o să ne placă tuturor aceleași lucruri, așa că din păcate eu nu m-am înțeles cu el. Dar după cum v-am spus, asta este. Multe, multe paste de dinți, am mai terminat de la Aslamed acestea două, sunt din gama Farmec, sunt acestea de la Aslamed pentru afecțiuni gingivo-paraodontale, au un preț foarte bun, îmi plac tare mult, mă ajută, încurăță bine dinții, chiar și împotriva tartrului, luptăm destul de bine și împotriva problemelor cu paraodontoza și eu vi le recomand din tot sufletul, chiar pot să zic că sunt peste cele de la Parodontax sau la din punctul meu de vedere. Am mai terminat și aceasta de la Himalaya Herbals. Îmi place tare mult și aceasta. Mi se pare că seamănă destul de mult cu aceasta de la Aslamed, numai că aceasta are și, îți dă și o respirație proaspătă. Îmi place mult și aceasta are un preț foarte accesibil, costă în jur de 11 lei, ceva de genul, și am să le alternez în continuare. Și am mai terminat pe aceasta de la Colgate. Este pentru albirea dinților. Nu mi s-a părut să mă ajute cumva, doar mi-a curățat dinții și îmi lăsa o respirație foarte fresh. În rest, nu mi s-a părut că m-a ajutat cu nimic altceva. Cu atât mai puțin să mă albească dinții. Așa, și am mai... Pentru Bobby am terminat 3 pachete din acestea de lame. Nu mai insist pe ele, că doar vi le arăt să vă arăt că noi tot aceleași folosim, dar nu mai insist pe ele pentru că dacă ați văzut celelalte clipuri cu produse terminate, ar trebui să știți. Eu trebuie să mă întind acum puțin. Am aici această punguță pentru că acum folosesc acel burețel de la Avon în formă de produs și îmi place destul de mult. Această lufă am luat-o din Oșan, am zis o schimb pentru că, na, i-a venit timp, odată la 2-3 luni eu îmi schimb buretele de baie și așa mă spăl eu. Mai bine, am terminat și aceste dischete de machiante de la Cotonev, au fost destul de ok, nu am ce să le reproșez. Și am terminat și acestea de la Family Care și acestea mi-au plăcut destul de mult, nu se destramă, dacă nu se destramă, mie îmi plac mult. Ce să vă spun? Am să arunc și acest doi bureței, acesta este de la Ebeli, mi-a plăcut enorm de mult, nu l-am mai spălat, că n-are niciun sens dacă l-am înlocuit și am să-l recumpăr când îl găsesc la ofertă. Și acesta este acela din Primark, dacă vreți o părere detaliată și să vedeți cum funcționează acesta, am să vă las în descriere tutorialul de machiaj pe care l-am făcut în anul precedent. Am să arunc și trei produse. De la Orchide este această ojă, a expirat de mult și s-a întărit. Eu n-am o problemă dacă expiră ojele, le folosesc în continuare, dar dacă se întăresc nu mai am ce să fac cu ele. Iar acest ulei pentru cuticule de la Farmec din nou a expirat, dar l-a mai folosit și după ce a expirat destul de mult timp, însă acum am văzut că lasă o peliculă albă pe cuticulele și apoi se exfoliază practic, așa că am să-l arunc, că nu mai își face treaba așa cum trebuie. Apoi am să arunc această ojă de la Very Mix Sugar Nail, niciodată mi-a plăcut această ojă, e foarte aiurea, este așa aceea sugar, s-a și întărit foarte repede, nici n-a expirat măcar, dar s-a întărit, așa că nu mai văd niciun motiv să o țin și chiar nu o să o recumpăr. Am spus că am terminat produsele pentru păr, dar se pare că mai am. Am și 4 mostre de șampon de la Gerovital Farmec. Este acest șampon nutritiv. Să știți că eu aceste 4 mostre, a câte 10 ml, le-am folosit la o singură spălare. Deci vă dați seama de cât produs am nevoie pentru a mă spăla pe păr. Au miros plăcut, spumă nu prea fac, dar hidratează foarte bine și lasă părul ușor de descurcat în loc încât să nu mai trebuiască să folosești o mască sau un ulei. Așa că am să-l am în vedere, dar să vedem câți mililitri are, pentru că acestea, de exemplu, eu la o singură spălare, dacă am folosit 40 de mililitri și el
el să aibă 200, nu fac o afacere foarte bună să dau 15-16 lei și el să mă ține 2 săptămâni, de exemplu. Deci mie îmi trebuie șampoane cât mai mari. Și am terminat tot de la ei, bine, am terminat mai multe, dar nu le mai găsesc. Această mască regenerantă pentru păr mi-a plăcut destul de mult și se pare că masca mi-a ajuns 2 pliculețe pentru că o aplic doar pe coadă, nu o aplic și la rădăcină. Mi-a plăcut și aceasta mult, dar nu mai știu exact să vă spun o părere atât de detaliată despre ele, deoarece, având în vedere că le-am folosit o singură dată, nu pot să-mi dau cu părerea ca și cum aș fi folosit un tub întreg. Apoi am mai folosit pentru față, tot de la Gerovital, din gama Cumac, o cremă nutritivă cu multivitamine, o cremă anti-rid, tot din gama aceasta Cumac, o cremă hidratantă și o cremă pentru ochi, buze și contur. De ce am vorbesc împreună despre ele? Pentru că toate, dintr-un singur tubuleț, miros foarte bine a mac. Eu nici nu știu că macul miroase atât de frumos. Miros foarte bine și hidratează foarte bine. Și doar pentru miros eu am să cumpăr crema în variantă full. De fapt am crema în variantă full size și o folosesc în prezent, dar nu o am pe cea hidratantă. Urmează și restul să le, cel puțin cea pentru ochi, chiar vreau să o încerc. Și tot de la Gerovital am această cremă hidratantă hrănitoare, am 2 mostre la fel. Sunt 2 mostre destul de generoase, câte 2 ml, deci am folosit în total din una de 2 ori, în total de 4 ori am folosit. Mi se pare că este o cremă mult prea grasă pentru tenul meu, așa că nu am să o cumpăr. Are și aceasta un miros plăcut de caise, dar este prea grasă pentru mine, din păcate. Sau din fericire, depinde. Și am mai terminat o mostră de cremă de față de la L'Oreal. Este aceasta Nutri-Gold Extraordinary Oil Cream. Asta mi-a plăcut și are și un miros fașa foarte luxusurian din punctul meu de vedere, dar nu m-a impresionat atât de tare încât să o cumpăr, nici măcar nu știu cât costă. Din câte știu e destul de scump, așa că nu am în vedere. Și am terminat de la Yves Rocher o cremă din aceasta, elixir, scrie în italiană și nu știu să vă spun foarte multe. Aceasta am primit-o, de fapt am primit mult mai multe, dar nu vi le arăt pe toate, vă arăt doar aceasta. Mulțumesc Florii pentru cadou și mi-a plăcut și aceasta mult, a fost fix pentru o singură utilizare și eu vă recomand. Și Ambre Noir de la Yves Rocher, acest parfum la Adi a plăcut destul de mult. Este de fapt un șervețel care parfumat, care îl aplici și i-a plăcut destul de mult. A spus că l-a impresionat plăcut și a mai terminat această cremă de la Himalaya Herbals. Este acesta cu migdale dulci. Am terminat-o până la ultima picătură. Mi-a plăcut tare, tare mult. Hidratează bine, are 50 de ml și având în vedere că costă doar 7 sau 8 lei, mi se pare până în 10 lei în orice caz, am de gând să o recumpăr. Mi-a plăcut tare, tare mult și în perioada aceasta rece a venit mănușa, a venit foarte bine. Am mai terminat aceste șervețele pentru ochelari groaznice de altfel. Un burețel din acestea pentru aplicarea fondului de tel. Am folosit o singură dată, mi-a aplicat destul de bine, dar n-am mai putut să-l curăț, așa că o să îl arunc. Pentru față am terminat câteva măști. Am terminat aceasta de la Oriflame cu brusture. Mi-a plăcut destul de mult, hidratează, mă rog, dar nu... Am văzut că e foarte lăudată, dar mie îmi plac cam toate măștile, dar nu atât de tare încât să fiu wow după ele, să spun că wow. Nu mai există așa ceva. Și am terminat și aceasta cu turmeric și nim de la Himalaya Herbals. Aceasta a fost ultimul pliculeț. Asta chiar m-a dat pe spate. Era verde, era wow, nu știu, mi-a plăcut tare mult senzația care o lăsa și o am în vedere. Și acest scrub cu caise mi-a plăcut foarte mult și este un scrub destul de blând și o să-l am în vedere când o să am nevoie de un scrub. Și din câte știu există și la tubuleț astfel de variante.
Și am mai terminat o mască care m-a lăsat plăcut impresionată. Este acesta de la Cosmetic Plant. Este o mască cu miere, spun ei, cu 0% parabeni. Este pentru tenul normal și își face efectul în 5 minute. Mie mi-a plăcut tare mult această mască. Eu vă recomand. Are 50 de ml și expiră în 6 luni. Și eu chiar am folosit-o cu mare drag. În ultimul timp mi-a plăcut mult să folosesc măști. Și eu vă recomand din tot sufletul. Și mai am un produs expirat. Am aceste perle pentru față iluminatoare de la Avon. Știți că îmi plac enorm de mult, dar din păcate au expirat. Cam așa arată ele. Așa arată ele. Au expirat. Expiră în 24 de luni de la deschidere. Chiar acum în luna ianuarie au făcut 24 de luni de când le petrecem împreună. Așa că am să le arunc pentru că nu vreau să risc absolut nimic. Și voi mai arunca acest creion Duo. Este tot de la Avon. Nu mai pot să îl ascund că vedeți cu și voi cum se face. Am menționat despre el și în produse care m-au dezamăgit. Nu mi-a plăcut deloc pentru că vedeți cum se face, mai mult să irosi decât să îl consum. Am mai terminat această bază pentru machiaj de la Avon Magix. Mi-a plăcut destul de mult. Îmi ține sebumul sub control, mai ales vara. Fixează foarte bine fondul de ten și eu vă recomand cu mare drag. Pentru casă am și acest deodorizant de la Fresh Sense. Știți că pe acestea le tot cumpăr și recumpăr. Și în ultima punguță am câteva produse pe care am să le dau mai departe. Le-am arătat și în produse terminate, în produse care m-au dezamăgit. Părerea despre ele o regăsiți acolo. Acest deodorant de la Dove. Un ruj de la Ultra Color Indulgent Savon. O cariocă pentru buze de la Avon. Un spray pentru corp de la Skin So Soft și un balsam de buze cu SPF 30. Acelea vor pleca către cineva care le dorește și probabil sper că persoanei respective li se va potrivi aceste produse. Mie nu mi s-au potrivit, am să vă las în descriere și părerea mea despre ele. Fetelor, acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut, m-am grăbit cât am putut de repede și v-am pupat, pa, pa!